Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se scoate la licitație un vagon de șpagă luat de un medic din Piatra Neamț. Brai, nu un vagon, dar un vagonet ar fi așa. E vorba de un mare scandal care a izbucnit acum aproape 3 ani, când mai mulți medici de la Spitalul de Urgență din Neamț au fost ținta unei anchete DNA. Am vorbit despre asta atunci. Procurorii documentaseră zeci și zeci de cazuri de solicitare de mită. Din păcate, acești medici cereau șpagă pentru consultații, operații sau acordare de certificate, ci erau folosite apoi pentru obținerea de pensii de boală. Întreaga secție de ortopedie de la spitalul acesta fusese infectată de corupție, astfel încât această parte a spitalului de urgență din Neamț a trebuit să fie atunci oprită, că nu mai avea pur și simplu cine să acorde consultații. Cu totul deplorabil este că medicii respectivi aveau salarii și indemnizații care le aduceau cam vreo 4.000 de euro în lei, 4.000 de euro net lunar. Bani curați și garantați de la stat. Și cu toate astea s-au coborât să ia șpagă zi de zi, lună de lună, an la rând. Dar, dacă te uiți la ce se scoate acum la licitație în cazul șpăgilor confiscate de la un singur medic, medicul ortoped Gheorghe Borș, încep să te întreb dacă nu e vorba și de ceva patologic în toată povestea asta cu mita. Adică, e clar că nu e necesitate deloc când ai un venit garantat, curat, plus contribuția la pensie, plus tot net de 4.000 de euro pe lună într-un oraș ca Piatra Neamț, să iei și șpagă, să solicite șpagă, mi se pare, cum să spun, nu doar ilegal, ci profund imoral. Dar când te uiți la ce s-a luat acolo, păi, pare să fie altceva. Deci, la percheziții s-au confiscat bani și produse. În cazul domnului dr. Borș, e vorba de peste 560.000 de lei, aproape 20.000 de euro, vreo 8.000 de dolari, vreo 2.500 de lire sterline, și au mai fost poprite și alte sume din conturi bancare, încă vreo 300.000 de lei. Astea sunt confiscări și popriri. Bani, pur și simplu. Dar iată, în afară de bani, care suna, procurorii au confiscat de la domnul doctor următoarele. 187 pachete de cafea, 130 de pachete de țigări, 129 de sticle de băuturi spiritoase, whisky, coniac, lichior, gin, obiecte care sunt, au fost depuse la camera de corpuri de delicte și scoase acum la licitație. Și e din secretul lui Bacchus. Exact la asta mă gândeam adineauri. Adică tata e medic. Da. Și tata primește, da. Și el acum mai lucrează doar în privat. Da. Chiar și la privat. Sunt oameni care vin și aduc o cafea, o sticlă, da, de domnul, ceva, știi? Da. Că e vorba asta de recunoștință față de omul care ți-a făcut un bine. Dar le dă mai... Adică nu stă, n-are în casă sute de pachete de cafea. 129 de sticle cu băuturi spiroase sunt magazine care nu au stoc, da. De 129. Dacă intri la magazinul de la colțul străzii, nu mă refer la supermarket sau nu știu, mă, nu au 129 de sticle de whisky, gin, vodka și ce mai au. Ce faci? Serios, adică... Pe principiu, domnule, eu nu beau, nu fumez, da. Dar e și păcat de ele. Dar de ce să... E plus că se reprezintă un risc, adică gândește-te că, Doamne ferește, ia foc ceva, da, în casa aia. Mă, când dai 129 de sticle în unde, și unde le ții? Adică, serios, îți trebuie spațiu, nene, să ții 129 de sticle. Vorba aia, știi? Da, adică aici e problema. Bă, câte sute de sticle de alcool vrei să mai acumulezi în condițiile în care ai deja cu totul... Ce zic, un vagonet, frate, roabe, da, întregi de sticle de... Dar câte sute de pachete de cafea să mai iei? Dă-le, dacă tot le-ai primit. Să zicem că nu le-ai cerut. Le-ai primit, ok, dă-le, frate, mai departe. Ce faci, te zaurizezi cafea? Aia se învechește, nu mai e bună. Corect. Oricât ar fi ea devidată după ce iese din termenul de garanție, începe să... Da. Ce faci cu toate? Nu știm. În martie are loc un nou termen în acest proces. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.